Bună ziua! Suntem împreună cu domnul Marius Cătălin Prăduț, MCP Avocație. Bine vă găsim, domnule avocat! Bine ați venit și mă bucur pentru această discuție pe care sper că va fi foarte interesantă. Și eu cred, practic, dreptul muncii este foarte asaltat de probleme, atât din partea angajaților, cât și din partea angajatorilor în această perioadă. Bănuiesc că sunteți cu tunurile pornite la maximum, sau tunătoarele pornite la maximum. Da, în mod surprinzător pentru piața muncii, eram pregătiți oarecum, pentru că încă de anul trecut, prin ediția a doua codului muncii de la editura dumneavoastră, am anticipat anumite adaptări ale relațiilor de muncă și ale noilor noțiuni care acum sunt practic puse în discuție. Aveți în ultima perioadă mesaje publice încurajatoare, nu numai de o parte a baricadei sau de cealaltă, adică nu numai pro-angajați sau pro-angajatori. Dați-ne câteva detalii despre cum filozofia dumneavoastră de viață, filozofia dumneavoastră de avocat și-a lansat public o parte din aceste mesaje. În primul rând am dorit să transmit public faptul că, deși suntem într-o situație excepțională determinată de această pandemie, nu trebuie să omitem a avea în vedere principiile care guvernează relațiile de muncă și codul muncii în general, actele normative conexe care stabilesc relațiile de muncă și guvernează relațiile de muncă, pentru că noi așa, dacă ne uităm la decretul prezidențial, la ordonanțele militare care au fost adoptate în urma acestui decret prezidențial, dispozițiile codului muncii nu au fost înlăturate în niciun fel de la aplicare. Acesta a fost mesajul pe care am dorit să-l arăt atât angajatorilor cât și salariaților, acela că, în continuare, trebuie ca relațiile de muncă să se desfășoare potrivit principiului bunei credințe și al legalității în principal. Am văzut un mesaj încurajator pentru dumneavoastră. Nu vă focusați pe actuala criză în mod special, cât mai degrabă pentru ce va fi post-criză. Insistați pe faptul că actuala criză nu schimbă fundamental viața noastră, viața companiilor, viața angajaților, ci este important ca după criză să fim împreună angajați și angajatori pentru a continua lucrurile pe care și înainte de criză le făceam împreună. Da, într-adevăr, cum suntem într-o situație excepțională, acum, în prezent, când discutăm despre această chestiune, suntem sub criza sistemului de sănătate, iar în acest context, relațiile de muncă au avut în vedere mai ales asigurarea de către angajatori a sănătății și securității munca salariaților, însă după ce această criză a sănătății va fi depășită și sper într-o perioadă cât mai scurtă, evident că vom resimți și vom avea nevoie a face față crizei economice și crizei sociale generate de aceste probleme funcționale la nivelul tuturor economiilor. Avem aproape 4 săptămâni de când au apărut aceste probleme în viața noastră, a companiilor noastre. Aveți deja niște săptămâni în care ați aprofundat această zonă a crizei în companiile cu care lucrați și nu numai. Care sunt domeniile cele mai afectate? În general, domeniile care își desfășoară activitatea și care prestează servicii care produc bunuri care nu sunt esențiale în depășirea acestei crize. Se poate observa cu ușurință că atât la nivelul țării noastre, al României, cât și la nivel european, dar și dincolo de ocean, s-au în vedere mai ales industriile care sunt esențiale pentru a depăși această criză a sistemelor de sănătate. Tot ceea ce nu este esențial pentru una desfășurare la un nivel minim a fost afectat în mod direct de această pandemie. Mă refer la zona serviciilor care nu sunt esențiale pentru parcurgerea acestei etape. Are Ministerul Muncii toate părghile necesare pentru a face față în acestor zile, acestei perioade?
El a existat prin sistemul legislativ care a fost adoptat și care este în vigoare până la acest moment. Reiterez și arăt faptul că la acest moment relațiile de muncă și desfășurarea activităților a avut în mare parte în vedere asigurarea măsurilor de sănătate și securitate în munca salariaților. De aceea, pe sistemul legislativ actual, Ministerul Muncii a avut posibilitatea de a transmite ferm mesaje, atât Ministerul Muncii cât și Inspectoratele Teritoriale de Muncă, mesaje către, către angajatori pentru a permite salariaților să desfășoare activitatea în așa fel încât să nu le fie afectată sănătatea acestora. Dar până la acest moment, pe aspectul acesta al crizei sistemelor de sănătate și pentru a asigura securitatea salariaților, au existat semnale suficiente și suficiente pârghii pentru ca Ministerul să acționeze conform. Însă rămâne de văzut în viitor, în contextul crizei economice și sociale care va apărea, să vedem ce programe va lansa Ministerul Muncii, pentru că acesta este rolul principal al Ministerului Muncii, de a da anumite semnale cu privire la, cred eu, ce va urma, flexibilitatea relațiilor de muncă, flexibilizarea acestor relații în contextul noilor tehnologii informaționale. Din punctul nostru de vedere, care sunt metodele la care ar trebui să apeleze un angajator pentru a trece peste această perioadă? Care ar fi recomandările dumneavoastră? Întâi de toate trebuie să observe resursele pe care le are. Mă refer atât la resursele umane, la know-how-ul pe care îl are, know-how care implică în mare parte și creativitatea managerială a acestuia, cât și sistemele informaționale, tehnologiile informaționale pe care le-a avut la dispoziție până acum sau la care trebuie să se gândească în viitor pentru a reuși să angreneze resursa umană în aceste noi realități tehnologice. Dar de munca la domiciliu, cum este din punctul nostru de vedere? Are avantaje, are dezavantaje? Evident că putem să discutăm atât de avantaje cât și de dezavantaje. În principal, avantajele în acest context au fost subsumate faptului că angajatorii au avut posibilitatea de a modifica raporturile de muncă, contractele individuale de muncă, în sensul de a permite salariaților să-și desfășoare activitatea într-o distanțare socială suficientă pentru a înlătura răspândirea acestui virus. Un alt avantaj al telemuncii este acela că salariații au posibilitatea de a desfășura activitatea într-un mediu mai cald, mai puțin rigid decât locul de muncă stabilit de către angajator. Asta ca un set de avantaje. Însă nu trebuie să omitem faptul că odată schimbat locul de muncă, salariatul este oarecum de sub autoritatea angajatorului. Angajatorul, prin structura organizatorică a acestuia, prin șefi ierarhici care coordonează anumite departamente, nu mai are bârghile necesare pentru a verifica, pentru a monitoriza modul în care salariații își desfășoară activitatea. Acesta este un aspect care poate fi complinit prin noile tehnologii informaționale care sunt sigur că vor fi implementate în sensul de a permite angajatorului prin persoanele desemnate să monitorizeze efectiv modul în care salariații își desfășoară activitatea de la domiciliu sau locuința statornică a acestora. O curiozitate personală, dacă unul dintre colegii noștri pățește ceva, dar fiindcă lucrează de acasă, este considerat accident de muncă în această perioadă? Da, bineînțeles. Trebuie să privim telemunca ca o mutare chiar fizică, imaginară, a locului de muncă unde salariatul își desfășura activitatea într-un alt loc de muncă, cum ar fi domiciliul, locuința statornică sau reședința. Plecând de la acest principiu, mutăm atât drepturile cât și obligațiile angajatorului. Chiar legea care reglementează desfășurarea activității în sistem de regim de telemuncă stabilește în mod expres că angajatorii în general, nu sunt degrevați de obligațiile privind sănătatea și securitatea în muncă, având obligația să ia toate măsurile
ca acolo unde își desfășoară activitatea salariatului să nu apară disfuncționalități care să genereze vătămări ale sănătății fizice sau mentale ale salariaților. Și tot am pronunțat cuvântul mental, chiar legea stabilește în sarcina angajatorului o obligație de a păstra și de a favoriza o relație a salariatului care în regim de telemuncă este izolat la domiciliul lui, de a lua legătura cu ceilalți salariați. Având în vedere situația pe care o traversăm, cum considerați că se vor modifica sau adapta raporturile de muncă în viitor? Consider că va exista o deschidere mult mai mare în ceea ce privește relaționarea fiecărui salariat cu tehnologiile informaționale puse la dispoziție de către angajator. Dacă până la momentul acestei pandemii tehnologiile informaționale, mijloacele de comunicare păreau a fi în zona neobligativității, atât impuse de către modul de organizare a activităților, de acum încolo, vrând nevrând, va trebui să integrăm munca salariaților, organizarea muncilor cu aceste sisteme informaționale. Starea de urgență este un caz de forță majoră? Starea de urgență este o stare, o situație juridică determinată de un pericol adus unei societăți. Pentru ca toate autoritățile, guvernul, celelalte instituții ale statului să poată să treacă de granița cu care a fost obișnuiți de respectarea drepturilor și libertăților fiecarei persoane, s-a instituit această stare de urgență. Starea de urgență prin ea însăși nu poate să fie privită ca o situație de forță majoră. Forța majoră este o consecință a unei stări de urgență. Se putea institui starea de urgență care să nu fie determinat și o forță majoră. Însă, măsurile impuse prin decretul prezidențial care a instituit starea de urgență, au afectat activitățile economice și funcționarea economiei, fapt care, intempestiv, a condus la această situație de forță majoră. Este legală concedierea cu invocarea forței majore de către angajatorii în această perioadă? La o primă vedere, da. Însă nu trebuie să omităm, așa cum spuneam și la începutul discuției, nu au fost înlăturate de la aplicare dispozițiile codului muncii referitoare la concedierea salariaților, concediere care poate avea loc exclusiv în cazurile limitativ stabilite de codul muncii și după procedurile pe care acesta le stabilește. A invoca la modul general forța majoră, carantina și așa mai departe pentru desfacerea contractelor individuale de muncă, intră în conflict cu dispozițiile codului muncii care impun angajatorului să realizeze o minimă analiză cu privire la impactul avut de forța majoră cu privire la posturile ocupate de către fiecare salariat în parte. Cu alte cuvinte, la momentul la care un angajator are în vedere reorganizarea activității care ar putea să implice și desfințarea unuia sau mai multor locuri de muncă, este necesar a justifica printr-o analiză internă dacă există sau nu motive pentru desfințarea postului X. În cazul în care nu reușește să facă o asemenea motivare în cuprinsul deciziei de concediere, bineînțeles că la momentul la care judecătorul va analiza legalitatea și temenicia deciziei, mai ales temenicia deciziei de concediere, poate dispune anularea acesteia cu repercusiuni financiare mult mai neplăcute pentru angajator. Reintegrarea salariatului, plată de despăgubiri și așa mai departe. Ce recomandați unui angajat care a fost concediat cu invocarea forței majore în această perioadă? Întâi de toate să verifice dacă într-adevăr nu a existat o obtuzitate a angajatorului sau nu au existat niște reminiscențe ale unor motive subiective ale angajatorului folosite în acest context,
prevalându-se de acest context pentru a înceta contractul individual de muncă. În continuare, salariații sunt protejați de normele stabilite de codul muncii. Sunt proceduri speciale privind încetarea contractelor individuale de muncă, sunt anumite formalități care, într-adevăr, nu trebuie folosite excesiv, dar trebuie să se regăsească în procesul de reorganizare a salariaților. Salariatul trebuie să verifice și să se lămurească dacă desfințarea postului, într-adevăr, a fost impusă de noile realități de la nivelul angajatorului. Dacă acesta este convins prin motivarea angajatorului de temenicia motivelor, fiecare acceptă și acceptă situația. Însă, în situația în care salariatul nu este convins de realitatea celor arătate cu prinsul deciziei de concediere, are posibilitatea de a se adresa instanței de judecată care, verificând dacă a existat o cauză reală și serioasă de desființării postului, poate dispune anularea deciziei respective. Dar în această perioadă în care instanța de funcționează și nu prea, cum ar trebui să procedeze justițiabilul? Să apeleze la un specialist, fie că discutăm de resurse umane, fie cu un avocat, în vederea verificării deciziei care a fost comunicată de către angajator. Nu trebuie plecat de la premisa că orice decizie de concediere, care prin natura ei este dureroasă, mai ales în acest context, presupune pierderea unui loc de muncă, nu orice decizie de concediere ascunde o rea voință a angajatorului. Dar sunt situații în care, cum am spus și mai devreme, contextul actual poate fi folosit de anumite societăți angajatoare pentru a se debalasa de anumite persoane create în colectivul respectiv. Acum să privim un pic și către angajator, dacă aveți niște sfaturi și pentru angajator, fie că vorbim despre mari angajatori sau de nivel mai mic. Da, aici sunt și trebuie să facem această diferență între mari angajatori și micii angajatori. Dacă ne referim la societățile mari, acestea au un istoric mult mai favorabil reorganizării în situația actuală. Acestea au fost tehnologizate mult mai mult, acestea au fost mult mai mult integrate în sistemele economice de la nivel european sau mondial, astfel că toate cunoștințele, know-how-ul acumulat în gestionarea relațiilor de muncă este superior celor cunoscute de către micii angajatori. De aceea prefer să mă adresez întreprinderilor mici și mijlocii decât societăților mari angajatoare care nu au fost atât de mult neluate, nepregătite de această criză. Se simte din procedurile interne de lucru, se simte din procedurile de management a riscului pe care le-au avut construite nu neapărat la nivel național, ci la nivelul grupurilor de companii, la nivel corporatist. Societățile mici vor trebui să pună în evidență, să scoată în evidență foarte mult latura creativă a societății respective. Pentru că o simplă tehnologie nu este suficientă prin ea însăși a aduce un randament societății. Dacă această societate angajatoare, dacă această tehnologie nu este integrată cu resursele umane, atunci se va ajunge la, va conduce la foarte multe dificultăți în funcționarea respectivei companii. Mi-a plăcut foarte mult îndemnul dumneavoastră către angajatori și anume acela de a-și păstra angajații. Chiar dacă bine îmi amintesc, este și un titlu, 10 motive pentru a-ți păstra angajații. Dați-ne câteva idei din aceste susțineri, până la urmă, care reprezintă viziunea dumneavoastră ca avocat. A fost o reacție instinctuală la ce se întâmpla la începutul lunii martie. Și dacă îmi permite să-l citez, este: păstrați-vă salariații, veți avea din nou nevoie de ei. Și pentru a lăsa lucrurile la un simplu îndemn, am propus în acea situație foarte tensionată în care nu se mai aveau în vedere relațiile de muncă normale, ci
expectativă și reacții intempestive, am propus o serie de 10 soluții pentru a trece de această perioadă și pentru ca la finalul acestei perioade să existe în continuare această resursă umană necesară pentru, scuzați-mă că intervin, dar este absolut necesar și repet, pentru relaționarea omului cu noile tehnologii informaționale, pentru că digitalizarea nu va presupune înlăturarea factorului uman, ci angrenarea lui. Asta va trebui să facă parte din politicile Ministerului Muncii, această flexibilizare a relațiilor de muncă care va conduce, așa cum presupune orice revoluție tehnologică, economică, la un nou progres. MCP Avocați, cu ce solicitări se confruntă în această perioadă? Prin mai multe solicitări din partea angajaților sau din partea angajatorilor? În mare parte sunt din partea salariaților, pentru că aceștia sunt mai mulți pe de-o parte. Există o mare masă de persoane care este afectată de suspendarea contractelor individuale de muncă, există temerea cu privire la pierderea unui loc de muncă, dar există și solicitarea angajatorilor cu privire la soluțiile pe care să le adopte. De fiecare parte, fie că vorbim de angajator, fie că vorbim de salariat, există acel instinct de conservare. Angajatorul are în vedere să-și conserve pe cât mai mult resursele financiare și relaționale pe care le are, iar evident salariatul are în vedere să-și conserve locul de muncă. Această tensionare conduce și se reflectă și în modul de comunicare între salariat și angajator. În materialele pe care le-am publicat am solicitat să existe o discuție efectivă între salariat și angajator la nivel individual, prin intermediul reprezentanților salariaților, prin intermediul sindicatelor care, din păcate, în această perioadă n-au avut rolul de a asigura un dialog social între salariați și angajatori. Și sindicatele în această perioadă trebuiau să aibă rolul unui mediator, să înțeleagă că un salariat nu va avea un loc de muncă fără existența viabilă a unui angajator. Era un interes comun, trebuia să se așeze la masă, iar sindicatele aveau obligația de a face acest lucru, de a asigura această pace socială care a intervenit pe fondul tensiunilor, neliniștilor, atât ale angajatorilor cât și ale salariaților. Concluzionând, au venit solicitări din partea angajatorilor cu privire la modul în care vor putea să reducă costurile cu resursa umană, iar în principal din partea salariaților au venit solicitări care priveau în principal conservarea locului de muncă. Și bineînțeles, fiecare tensiune s-a reflectat în decizii abuzive. De exemplu, din partea angajatorilor, decizii de a întrerupe intempestiv contractele individuale de muncă, deciziile de a întrerupe, de a înceta contractele de muncă în interiorul perioadei de probă, în acele 30, 90 sau câte au fost stabilite prin contractul individual de muncă, întrerupere care n-a avut nicio legătură cu modul în care își desfășura activitatea salariatului, ci era determinată, cauzată această decizie de dorința angajatorului de a înlătura cât mai mult personal pentru a-și conserva veniturile și finanțele. Pe de cealaltă parte, pentru că trebuie să privim echilibrat lucrurile, au existat situații în care salariații, fără niciun motiv obiectiv, au refuzat să se mai prezinte la locul de muncă din vari motive, fără a exista un element obiectiv care să fie justificat absența de la locul de muncă. Această perioadă și problemele la care a dat naștere în această materie dreptul muncii a făcut posibil un parteneriat între Universul Juridic și MCP Avocați, concretizat în proiectul conferințelor Update Work. Dați-ne câteva detalii despre ceea ce vă propuneți să transmiteți prin intermediul acestor conferințe. În primul rând doresc
să arăt prin fiecare temă, va fi o serie de 6 conferințe în cursul lunii acestei aprilie. Doresc să evidențiez faptul că la nivel național, dar și la nivel european, există pârghii pentru a justifica readaptarea, aducerea a noi noțiuni în cadrul relațiilor de muncă, iar pe de altă parte, nu ascund faptul că va trebui să tragem și un semnal de alarmă către autorități și în special către Ministerul Muncii, către inspectoratele teritoriale de muncă, să înțeleagă că această rigiditate a reglementării relațiilor de muncă este anacronică de noile realități care vor apărea și care vor fi menținute mult timp după actuala criză de sănătate. Rugămintea ar fi să faceți și o trecere în revistă a titlurilor conferințelor și câteva idei pe care vi le propuneți la fiecare dintre ele. Da, principal am avut în vedere a deschide această serie de conferințe cu discuții privind carantina și forța majoră, pentru că acesta este elementul care a apărut intempestiv în derularea raporturilor de muncă și vom încerca să explicăm care este impactul carantinei și a situației de forță majoră în ceea ce privește derularea raporturilor de muncă. Vom continua inevitabil cu modificarea raporturilor de muncă care a avut loc odată cu apariția acestei pandemii. Nu întâmplător va urma o conferință care are în vedere telemunca și munca la domiciliu, care implică, este o consecință a modificării raporturilor de muncă atât în ceea ce privește locul cât și felul muncii. Și cred eu, elementul central pentru angajator va fi acela al soluțiilor pe care le voi propune în ceea ce privește reorganizarea resursei umane. Și nu mă refer aici și nu am în vedere atât de mult concedierea salariaților, ci modul în care resursa umană care a fost salvată va fi organizată în așa fel încât să fie integrată în noilor realități. Și în ultimul rând, un aspect care nu a fost foarte mult discutat, cum vom proteja persoanele care au rămas fără un loc de muncă? Ce beneficii, ce proceduri, unde trebuie să se adreseze pentru a beneficia și a accesa de anumite drepturi sau programe? Mulțumesc, Marius, că venim pe toți. Sunt câteva idei, mă numesc că multe dintre ele vor fi aprofundate în aceste conferințe. Domnilor și domnilor, am fost în direct de la MCP Avocați împreună cu un avocat, Marius Cătălin Prăduț. Vă așteptăm în continuare să interacționăm pe universuljuridic.ro, portalul cu informații și articole de specialitate. Și de asemenea, în această perioadă suntem alături de mediul juridic și interacționăm cu el și prin intermediul librăriei ugemag.ro. Libreria noastră este deschisă. Într-adevăr, comenzile au crescut. Avem cărți de la toate editurile de specialitate, așa cum știți. Marea majoritate a comenzilor pleacă în aceeași zi din librăria noastră. Să nu uităm în final că măreția dreptului este dată de interpretări, de momentul în care se fac, dar mai ales de oamenii care le fac.